Domnule rector, domnule președinte al Senatului, stimați colegi, dragi prieteni, în primul rând, înainte de a începe, aș vrea să spun câteva cuvinte de mulțumire, având în vedere că domnului profesor Marius Raica îi se încheie în curând, e practic încheiat mandatul. Aș vrea să-i mulțumesc pentru cei 8 ani în fruntea universității. Se spun că a făcut foarte multe lucruri bune, sigur, totdeauna se poate și mai bine. Îl felicit pentru că în acești 8 ani de zile nu am avut conflicte în universitate. Eu am stat destul în București și am văzut ce înseamnă conflictele în zona universitară. Îl vedeți și acum dumneavoastră la București în cazul Beuran. Este un conflict intern al universității, în mod evident. Și lucrurile astea o să iasă la iveală. Cu foarte puține excepții prin Spitalul Județean, universitatea noastră a fost lipsită de astfel de frecușuri. La Iași, fostul rector, un om extraordinar, a Stărăstoie, președintele Colegiului Medicilor, a fost și el scos pe tușă, tot ca urmare a unor conflicte și frecușuri interne. Așa încât v-aș propune să-l aplaudăm un pic pe domnul profesor Marius Craina pentru cei 8 ani dedicați. Marius Craina, scuze, Marius Raica. Am obsesie, da. Da, îmi stă pe creier. Îl visez și noaptea, nu pot să dea. Marius Raica pentru... Deci nu l-ați aplauzat pe Marius Craina, pe domnul Marius Raica. Pentru cei 8 ani pe care și-a dedicat, și sunt mai mulți, el a fost și prorector mulți ani de zile, și-a dedicat acestei universități. Este un efort extraordinar, un consum de energie. Aș putea în egală măsură să le mulțumesc și colaboratorilor domniei sale și echipa de prorectori, a trebuit decani și așa mai departe, nu-i mai ieșit pe toți să desfășoară un efort susținut ca universitatea noastră să meargă înainte, poate nu așa de mult cum ne-am fi dorit, dar au fost niște vremuri destul de complicate. După 20 de ani de profesor Drăgulescu, erau foarte multe lucruri și unele dintre ele le bănuim, altele le știm, unele nu le vom ști niciodată. Le va ști doar domnul profesor Raica cu ce s-a confruntat și ce a trebuit să repare și să tamponeze și să ținem acolo unde trebuie ținute lucrurile care nu întotdeauna ne fac cinste. Pentru mine el a fost o surpriză plăcută, nu am fost în echipa care l-a susținut, l-am susținut pe colegul care dansează foarte bine. Așa mi s-a spus atunci când l-am susținut, ce susțin eu pe dansatorul ăla. Da, ne-am zis că măcar dansează bine, dansează mai bine ca mine și și asta este un merit. Domnul profesor Marius Raica, mulțumesc încă o dată pentru efortul pe care l-ați făcut. Sunt convins că cele mai puțin plăcute și bune or să se uite în timp, or să rămână doar lucrurile bune, așa ca la armată și sincer să fiu, mi-ar place tare mult să nu vă regretăm de acum înainte. Așa că atenție ce votați. Planul meu de management, în primul rând vreau să-l felicit pe colegul Jenel Pătrașcu, Marius Craina, da, pe colegul Jenel Pătrașcu, pentru prezentarea extraordinară.
A fost o prezentare foarte amănunțită, un micromanagement excepțional de bun prorector, am să te țin minte. O să te iau în echipa mea, îți promit. Eu n-am să intru în atâtea amănunte pentru că n-am timp, ar fi foarte multe lucruri de spus. Am să vă să fac un mic sumar la început, după aia am să dau drumul la slide-uri. Sunt 4 lucruri importante pe care mi le-am propus. Primul lucru, pentru că o universitate, eu am mai spus pe pagina de Facebook că există un raport un raport al unui ministru de finanțe al Franței, care spunea că Franța, în totalitatea ei, are o producție științifică relevantă și o performanță academică mai mare, mai mică decât a Harvardului. Deci Harvardul, o singură universitate americană mare, depășește toată Franța la un loc. Și asta pentru că ei și-au împrăștiat resursele ca la noi. Fiecare politician a vrut să facă în satul lui câte o universitate și un spital. Și atunci s-au dispersat resursele, în timp ce America are o concentrare de resurse în primele universități în special, unde se atinge acea masă critică de bani și resursă umană care, până la urmă, duce la saltul înainte. N-ai resurse financiare suficiente și masă de oameni critică, așa cum nu are Franța, bați pasul pe loc și distanța dintre noi și Statele Unite nu scade, tot crește. Deci primul lucru care mi l-am propus în proiectul de management este o abordare la un nivel mare. Vorbeam de Liga Mare, adică să încercăm să atragem măcar 100 de milioane de euro pentru a face ceea ce domnul profesor Pătrașcu ne-a prezentat atât de frumos. Nu am mari lucruri de spus vis-a-vis și de completat la ceea ce a spus dânsul. A acoperit aproape toate domeniile. Problema care mai rămâne, apropo de un campus universitar care nu costă puțin, e vorba de zeci, sute de milioane de euro. De unde sunt banii aceștia? Eu vă spun că am fost la instalarea ministrului învățământului în urmă cu vreo 2-3 săptămâni, a noului ministru al învățământului cu care sunt prieten, și a fost primul ministru care l-am întrebat ce caut acolo, pentru că primii ministri nu vin la... sunt prieten cu eu de 20 de ani, nu vin la instalarea secretarului ăsta, și mi-a spus trebuie să spun ceva interesant. Și ne-a zis că în loc de 4 miliarde cât erau alocate până acum, probabil că ați văzut la televizor, cercetării, dezvoltării, asistenței medicale, competitivității, zona aceasta în care noi putem trage, Uniunea Europeană, nemulțumită că suntem pe ultimul loc la inovare, cercetare, număr de cercetători, ne-a cerut să dublăm suma. Deci avem 8 miliarde în bugetul 2021-2027 pentru cercetare, dezvoltare, spitale și așa mai departe. Se vor lua banii probabil de la dezvoltare regională. Până anul trecut am avut 1 miliard pentru aceleași lucruri și nu l-am cheltuit. Uniunea Europeană ne-a mai dat 3 ani de zile să cheltuim miliardul din urmă. 1 miliard. Acum ne dă dintr-o dată, pentru următoarea perioadă, 8 miliarde. Deci, primul meu obiectiv este să luăm cât mai mulți bani europeni. Cât putem lua, am mai spus și pe site-ul meu. Aquatimu, care e vecin cu mine acolo, întreprinderea pe canal din Timișoara, a tras în ultimii 4 ani peste 400 de milioane de euro. Bă, dacă ăia sunt mai deștepți ca noi și noi nu putem trage 400-500 de milioane pentru un campus universitar, pentru că asta am vrut să scriu, dar am zis că dacă scriu 400 de milioane, o să zică lumea că sunt nebun. Dar fără banii ăștia nu putem face campus universitar, ca să fim în clar. Al doilea lucru pe care aș dori să-l fac se referă la acreditarea universității. Ea a început, a mai început odată și s-a oprit. Deocamdată doar Clujul este acreditat și această acreditare durează vreo 8 ani de zile.
și costă foarte, foarte mult, pentru că trebuie să îndeplinim niște norme pe care noi acum nu le putem îndeplini, suntem înghesuiți pe aceleași spații aproximativ ca și acum 40 de ani. Al treilea element important al programului meu este o creștere a salariilor, am zis-o de medie de 30% pentru început. Am scos aici și m-am uitat pe legea salarizării actuale, pe grile și așa mai departe. Nu sunt specialist în legislația muncii, n-am să pot să vă dau amănunte despre acest lucru. Va trebui să ne consultăm cu cei care sunt specialiști, dar vă pot spune un lucru care l-am mai spus. Când am început oncogenul, după primul an ne-am trezit că ne-am blocat cu finanțarea pentru că exista o legislație care permitea plata celor care ne construiau institutul la un an jumate. Și oamenii n-aveau bani să stea atâta. Și s-au oprit. Au dat faliment, au intrat în insolvență și noi era să pierdem institutul. Rezultatul a fost, n-am stat să ne uităm așa, bă, ne dau, aia nu ne dau. Ne-am urcat pe avion, ne-am dus la București. Cei care au stat în București, cum e Dodo, știe cum merg lucrurile acolo. Am deschis ușile care trebuie deschise. Am ajuns la ministrul Vosganian și după... I-am explicat care situația nu era numai a noastră. Era o situație generală pentru toate centrele valabile. I-am spus care este riscul și în 2 săptămâni a dat o ordonanță de urgență și a redus termenul de plată la 30 de zile pentru toată lumea. Și de atunci e 30 de zile. Deci... Eu nu știu acum dacă legislația chiar ne permite din fonduri proprii și fonduri europene, fonduri europene ne permite sigur, dar din fonduri proprii ne permite creșterea aceasta salarială, dar vă promit că voi găsi așa ca și la Oncogen soluția, chiar dacă trebuie să mergem peste aia din București să schimbe legislația. Pentru că fără bani mulți la nivel european nu vom avea cadre didactice de calitate, numai personal auxiliar, la care iarăși suferim îngrozitor și eu știu cu ce m-am confruntat. Nu e vorba aici numai de Marius Craina, e vorba de aparatul administrativ cu care și el s-a chinuit și s-a luptat. Ca să vă dau un exemplu, după ce am deschis Oncogenul, departamentul de achiziții a avut nevoie de un an de zile ca să înțeleagă cum merg fondurile europene ca să ne facă prima licitație. Pentru că nu sunt. De aceea noi, pe banii ăștia, o să vă prezint, sper să mai apuc, că m-am luat cu poveștile, avem nevoie de un departament de fonduri europene specializat. Ceea ce nu există la ora actuală, nici la universitate, acolo încă lucrurile au început să se miște, dar la spitale nu există așa ceva. Iar modul în care noi am luat 30 de milioane de euro fonduri europene a fost unul haiducesc și periculos. În spatele nostru nu se află un contabil care să-ți dea un sfat competent, un jurist și poți să greșești, să vină aia după aia la controle, iar ești singur în fața controlelor și să stragă amenzi și corecții care ar fi evitabile dacă am avea un departament specializat în așa ceva, unde să mergem, să spunem ce vrem, ei să ne spună care sunt condițiile și printr-un dialog cu acest departament, actele să fie bine făcute și fără cusuri, după aia urmărite implementarea, urmărite controlele până la terminarea proiectului. Altfel, așa cum am făcut noi, repet, este haiducie și periculos. Și aș mai spune un lucru care, din păcate, s-a întâmplat în ultima perioadă. Vă promit, dacă doriți să mă alegeți, că vă voi proteja și voi proteja universitatea de orice fel de ingerințe din exterior. Nu este admisibil ca la Spitalul Județean 44 de doctori să fie dați în judecată pentru o chestiune care nu este în competența Curții de Conturi, reinternările. Și numai acolo, niciunde altundeva. Și vor câștiga toți procesele și se va vedea că cei de la Curtea de Conturi au greșit. Acum, mai nou, Curtea de Conturi, și domnul rector ne poate confirma,
ne caută la, ne numără ouălele în cercetare. Și a început să ne numere articolele. Am dreptate, domnul rector. Uitați. Ne numără articolele și o să vă numere articolele și o să vă impute că n-ați scris destule articole. Mai nou am primit o hârtie să scriu când am ținut cursuri, cum am ținut cursuri, cum am ținut lucrări practice. Frate, am dat pontajul în fiecare lună. Dacă mă întreb ce am predat anul trecut, habar nu mai am unde, la ce săli și așa mai departe. Deci, Curtea de Conturi forțează Universitatea, am dreptate, domnul rector, să facă poliție cu modul în care ne ține cursurile și lucrările practice, de parcă am fi o fabrică de cuie. Vreți să fiți o fabrică de cuie? Atunci alegeți-i pe cei care vin cu Curtea de Conturi după ei. Nu, atunci alegeți-mă pe mine și o să-i dau afară cu picioare în fund pe aia doi Lolec și Bolec care vin de la Curtea de Conturi și terorizează mediul universitar și care ei, la rândul lor, pentru abuz în serviciu, au fost sancționați de la București, de Curtea Națională, cu 10%. Da, bineînțeles, au plecat o echipă, a venit alta, au câștigat. Dar o să pun pe site și rog pe domnul rector, cât mai este rector, să pună pe site ultimele rapoarte ale Curții de Conturi. Am să fac același lucru și cu spitalele pentru a se vedea abuzul, incompetența, reaua voință a celor care ne controlează. Eu am de gând să răspund departamentului de personal care m-a întrebat că la rugămintea Curții de Conturi se trimit ce am făcut anul trecut, când și unde, că am fișele de pontaj predate și scrie acolo unde am fost și când am fost. Că noi mai mergem la câte un congres și mai rugăm câte un coleg să ne țină cursul, că mai mergem la câte o comisie de doctorate pe la București și mai rugăm pe câte unul să țină lucrările practice. Păi asta vrea Curtea de Conturi să afle. Dacă noi am făcut de suficiente cuie în zilele, dacă am publicat suficiente articole, se ajunge într-un ridicol absolut. Se ajunge într-un ridicol absolut. Și nimeni, toată lumea care ar trebui să ne apere, stă cu capul nisip și se uită cum ne belesc aia și zice, bun, bine că nu mă belesc pe mine. Mi-am intitulat prelegerea Acum sau niciodată și o să vedeți de ce este Acum sau niciodată. Mă scuzați. Principiile fundamentale. Am pornit de la credibilitate. Nu o să vă spun nimic din ce n-am făcut și nu o să vă propun nimic din ceea ce n-am făcut. Deci tot ceea ce să vă spun și vă promit, am mai făcut. Nu sunt simple idei. Nu vin în fața dumneavoastră doar cu simple idei pe care nu le-am pus în practică. Tot, absolut tot, a fost exersat și vă pot spune și vă pot prezenta rezultatele. Am cea mai mare experiență administrativă în poziții pe care le-am deținut la nivel național. Am fost 4 ani directorul Direcției de Resurse Umane din Ministerul Sănătății și domnul Sândez vă poate spune ce înseamnă să intri în Ministerul Sănătății și să nu te oprească portarul la poartă, să poți te duci să vorbești, să știi cu cine să vorbești. Am stat un an secretar de stat, am fost președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, am fost 8 ani consilierul președintelui Traian Băsescu pe probleme de sănătate și a trebuit să-i prezint și să mă documentez și pe legea învățământului și pe legea sănătății pentru acest nivel. Pentru că omul acesta ieșea și spunea public, național și internațional lucruri despre sănătate, despre învățământ și trebuia să-i le pregătim noi și pentru asta trebuia să ne documentăm foarte, foarte, foarte amănunțit asupra sistemelor de sănătate și de învățământ din toată lumea. Împreună cu toții
nu este sarcina unui singur om sau unei echipe. Trebuie să facem tot ce putem pentru a ridica UMF-ul la nivelul pe care îl merită. Și pentru asta ai nevoie de o viziune și cred că am această viziune, v-am mai prezentat-o mai înainte, bani mulți și oameni competenți, pentru ca într-un interval de timp, părerea mea este numai puțin de 8 ani de zile, să facem un salt. Și pentru că problema cu ce am făcut și cu oncogenul nu este cunoscută de toată lumea, puțină lume a fost la oncogen și a văzut cum arată, am să vă rețin 3 minute cu o prezentare a oncogenului. Am mai făcut-o, unii dintre noi l-au vizitat, au văzut-o, îmi cer scuze, dar cred că merită văzută. Este primul centru de cercetare din România în domeniul terapiilor clinice, cu dotări de ultimă generație, dedicat cercetării în domenii conexe specialităților clinice. Centrul este prevăzut cu toate fluxurile tehnologice necesare cercetării de vârf, fiind echipat cu facilități de cercetare fundamentală și aplicată pentru medicina translațională. Obiectivul oncogenii constă în creșterea calității activității de cercetare și dezvoltare în domeniul tratării cancerului, cu scopul de a completa sau chiar înlocui radioterapia, chimioterapia și intervenția chirurgicală cu ajutorul biotehnologiei. Scopul principal al centrului oncogen este de a reduce incidența bolilor de cancer din regiune, contribuind astfel la îmbunătățirea calității și speranței de viață a populației din această zonă a țării. Centrul Oncogen înseamnă și o structură de cercetare și dezvoltare în domeniul medical, care va dezvolta parteneriate de cercetare naționale și internaționale. Nu este de neglijat faptul că o astfel de structură va potența impactul economic și social prin elaborarea și implementarea de metode de diagnostic și tratament al cancerului. Astfel, pe plan economic, România va deveni un partener important în domeniul terapiilor avansate și genice. Centrul Oncogen va asigura transferul rapid al rezultatelor cercetărilor realizate aici, în practica clinică, ceea ce înseamnă o premieră în România și în Europa de Est. Centrul Oncogen dispune de 15 laboratoare de cercetare dotate cu aparatură de ultimă generație, printre care și un laborator GMP cu 2 camere albe, singurul din România și din această zonă a Europei, o bancă de celule și țesuturi și o biopază. Proiectul este coordonat de o echipă condusă de profesorul universitar Dr. Virgil Păunescu. Centrul va beneficia de expertiza științifică a 25 de cercetători, dintre care 15 încadrați pe posturi nou create, la care se vor adăuga numeroase posibilități de lucru pentru masteranți, doctoranți și postdoctoranți. Centrul va contribui la creșterea capacității de cercetare cu o echipă capabilă să devină un competitor performant în comunitatea științifică, evitându-se totodată migrarea forței de muncă înalt calificată. Oncogen s-a dezvoltat, luând ca referință, centrele de cercetare partenere din orașele germane Frankfurt, Ulm și Dresda, cu care se va continua colaborarea. Includerea centrului Oncogen în rețeaua internațională de centre cu dotări similare va facilita derularea de studii clinice multicentrice pentru dezvoltarea de tratamente inovatoare de cancer și bolile cronice degenerative. Beneficiarul proiectului, în valoare de peste 54 de milioane de lei, este Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu Timișoara. Construcția și dotarea centrului de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului oncogen s-au realizat în perioada 2010-2015, pe baza finanțării prin Programul Operațional Sectorial, Creșterea Competitivității Economice, Axa Prioritară 2, Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Economică și Inovare. Altfel spus, avem nevoie de excelența academică pentru a atrage prestigiu și finanțare. Și aveți dovada prestigiului nostru. Profit de ocazie ca să spun, pentru că am văzut niște comentarii răutăcioase, că
Apropo de inițiativa noastră, propunerea de... e un design de vaccin, nu e un vaccin, că noi nu putem realiza vaccinul, e un design de vaccin. De fapt, am fost contactați atât de ambasada Chinei la București, cât și de guvernatorul regiunii Yunnan, care ne-a vizitat și care dorește să ne pună în legătură cu institute de cercetare din China pentru a verifica. Deocamdată nimeni nu știe ce fel de vaccin ar putea da rezultate sau nu, așa încât sunt verificate toate posibilitățile, inclusiv propunerea noastră. Așa că nu a fost așa o propagandă ieftină ca să ne aflăm în treabă sau care are legătură cu campania pentru rectorat. N-a apărut coronavirusul pentru că facem noi alegeri la rectorat acum. Viziunea, repet ce am spus, viziunea este atragerea, realizarea de prestigiu prin performanță și își propune ca pe un cadru de 4 ani, cu ajutorul tuturor disciplinelor, pentru că atrage mulți bani, e o mare responsabilitate și trebuie cheltuiți cu cap. Altfel, riscăm ca la sfârșit, chiar atrăgând 100-200 de milioane, cum s-a mai întâmplat, să nu rămână nimic coerent. Eu vă spun încă o dată, repet, am spus 100 de milioane pentru că mi se părea că dacă spun mai mult, măcar cât a luat Agvatim, îmi spunea lumea că sunt nebun. Dar vă spun că ne trebuie vreo 400-500 de milioane de euro ca să facem ceea ce ne-a prezentat colegul mai înainte. Campus universitar. Prestigiu prin performanță e o repetare, presupune resurse financiare, performanța academică, adică noi trebuie să facem mai mult pe linie de educație, cercetare, sănătate. La rândul lui, performanța ne generează garanția finanțărilor și ne asigură bunăstare, pentru că cei care au performanță sunt în mod natural finanțați corespunzător. Avem și noi aici o analiză SWOT, am să trec peste ea pentru că este asemănătoare cu ceea ce spunea colegul nostru, nu e nimic nou. O să vă spun însă că sunt câteva povești. Acum revin la povestea aceasta. Eu n-am știut cum să-mi intitulez prezentarea. Să fac din Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara un oncogen mai mare sau să pun acest titlu acum sau niciodată. De ce este acum sau niciodată? Este acum sau niciodată pentru că fondurile la care putem să le accesăm sunt de 8 ori mai mari decât au fost în ultimii 4 ani. Un lucru foarte important. Bucureștiul a depășit media europeană ca nivel de trai și nu mai este eligibil. Iar, din punctul meu de vedere, Universitatea din București, ca să spun așa, academica Belito, pentru că nu mai are de unde să tragă bani. Nu mai are nicio resursă. Și aia, noi stăm cum stăm, dar aia stau să le cadă clădirile în cap. Care este riscul? Riscul este că peste 10 ani Timișoara va fi exact ca și Bucureștiul. Timișoara este regiunea de vest cea mai dinamică după București și suntem deja la un nivel care ne apropie. În următorii 10 ani vom fi ca bucureștenii, nu vom mai avea acces la fonduri și atunci o să începem să chițăim. Salarizarea din fonduri europene este iar un avantaj. Urmarea acelui prestigiu de care l-ați văzut și a vizitei domnului Tudose, și aici trebuie să recunosc că ne-a ajutat domnul Marius Craina, urmarea acelei vizite, care trebuia să dureze 10 minute, a durat vreo 3 ore, l-am convins și cred că am avut succes, probabil că nu numai noi, pe domnul Tudose să dea o hotărâre de guvern prin care cercetarea din fonduri europene este plătită la nivel european cu 50 de euro pe oră. Altfel spus, 12.000 de euro pe lună brut sau vreo 10.000 de euro pe lună net.
Deocamdată nimeni nu a câștigat proiecte pe această nouă hotărâre de guvern, dar dacă ne propunem sume așa de mari, sumele astea de mari vor angrena mult personal în derularea acestor proiecte și vor putea beneficia foarte mulți dintre noi de aceste sume. De aceea spuneam că o creștere de venituri, dacă ne concentrăm pe fonduri mari, este posibilă. Suma aceasta de 100 de milioane, dar vă spun, am în vedere mult mai mult. Și am fost la București, m-am lămurit, am stat de vorbă cu cei care dau banii și știu ce vorbesc, nu sunt povești. Suma aceasta ne permite exact ce spuneam, dezvoltarea unui campus universitar și rezolvarea tuturor problemelor cu căminele, cu studenții, cu tot ce ne lipsește. Și asta înseamnă că noi 30-40 de ani vom fi asigurați. București în momentul ăsta este zero. Dacă nu intervine guvernul printr-un program special de urgență, de avarie, de ceva, ar trebui să se închide la un moment dat, pentru că nu mai corespunde. Vine aracisul și le cad clădirile în cap. Noi trebuie să avem în vedere, de aceea spun acum sau niciodată, pentru că mai avem 10 ani la dispoziție să luăm fonduri europene mari. Și aceste fonduri mari ne vor permite libertatea de a ne dezvolta în următorii 30-40 de ani într-o anumită stabilitate. Iar dezvoltarea universității, am pus aici ultimul ăsta, trebuie să fie cu cap. Adică trebuie să fie o dezvoltare orientată antreprenorial. Și când vorbeam de modelul universităților anglosaxone, nu mă refeream la problema cu Bologna, că suntem în Uniunea Europeană. Bologna, sigur că e o prostie, dar nu ține de noi și trebuie să o ține. Dar nu ne împiedică nimeni ca dezvoltarea medicală, pentru că banii se vor duce în sectorul medical, și dezvoltarea științifică să fie de tip antreprenorial, ca peste 10 ani, când nu vom mai avea nici noi fonduri europene, să avem din ce ne finanța în continuare. Și vă dau un exemplu. Acum 2 luni de zile, colegii mei pot să vă confirme, noi am văzut că problema cu Brexit-ul se îngroașă și ăștia n-au de gând să se întoarcă și am contactat, uitându-ne pe pierdem, dar ce câștigăm, că fostul meu șef a fost evreu. M-am uitat pe universitățile antreprenoriale engleze și am constatat că cei de la King's College produc vectori, au unitatea lor de produs vectori pe circa 500 de metri pătrați cu vreo 60 de oameni, produc vectori pentru jumătate, pentru toată Uniunea Europeană. Și ne-am dus în întâmpinarea lor, i-am invitat la noi, pentru că ieșind în Europeană, vectorești ai lor vor fi mai scumpi, pentru că vor intra piața europeană cu taxe și impozite. Și atunci i-am invitat și au fost de acord să-și mute 20% din producție la noi. Studenții au la rândul lor o serie de cereri. Toate țin de bani. Acum cu salariile v-am povestit. E vorba de salarii, mărirea salariilor atât pentru cadrele didactice cât și pentru personalul auxiliar, pentru că noi știm foarte bine, dacă personalul auxiliar nu este performant, ne enervăm, ne bate în capul, lucrurile nu merg cum trebuie. Despre acreditarea europeană v-am vorbit, este o urgență, Clujul a făcut-o. Aici v-am mai spus, învățământ înseamnă oameni bine pregătiți profesional și am pus un lucru, învățământ și educație. Noi avem datoria să pregătim medici, profesioniști bine pregătiți, avem datoria, care încă n-a fost discutată, de a pregăti oameni de caracter și de a pune accentul pe creativitate. Avem nevoie ca studenții noștri să fie creativi. Cercetarea de vârf ar trebui să fie și în clinică și în preclinică. Eu vă spun, din preclinică este foarte greu să faci cercetare. Și pentru clinicieni, mi-închipui că este aproape imposibil. Așa încât doar un departament de cercetare
adică nu un oncogen. Clujul se află la al treilea institut de acest fel. Mai multe institute de cercetare la care clinicienii să vină, așa cum vin la mine. Acum am o echipă de la Cluj care vrea să facă o cercetare pe xilină în cancer. Ei au spus ce vor, noi le prestăm acest serviciu și îl valorificăm împreună. Deci putem să-i ajutăm pe clinicieni, fără să, pentru că nu sunt formați să se ducă să pipeteze, să vină cu idei de la conferințe, congrese, ceea ce mai fac ei pe acolo, reviste. Având în vedere faptul că vineri am agreat și am discutat cu toții o durată maximă de prezentare de 30 de minute, în spiritul fair play-ului și a respectului față de colegii dumneavoastră și da, față de cadrele didactice, aveți 10 secunde pentru concluzii. Da. Concluzia mea este următoarea. Votul dumneavoastră din 20 februarie va decide soarta universității pentru următorii 40 de ani. V-am explicat și de ce. Mulțumesc! Îi mulțumim domnului profesor pentru expunerea planului managerial și operațional și conform procedurii. Urmează sesiunea de întrebări. Aveți posibilitatea, în următoarele minute, să adresați întrebări domnului profesor dr. Virgil Păunescu. Da, te rog. Am spus, dar a trebuit să mă grăbesc. Problema studenților a abordat-o foarte bine colegul dinainte. N-am vrut să mai o repet încă o dată. Am primit de la dumneavoastră acea rezoluție. Acea rezoluție este evident corectă. Și era corectă și pe vremea mea. A fost corectă și acum 30 de ani, și acum 20, și acum 10. E corectă și acum și va fi corectă dacă nu facem nimic și peste 10 ani. Tot ce scrieți dumneavoastră acolo însă costă. E vorba de, pentru a pune în practică majoritatea lucrurilor sau cele mai importante pe care le sugerați dumneavoastră acolo, sunt necesare investiții, așa cum am mai spus, de milioane de euro. Și sigur că aceste milioane de euro, mai spun încă o dată, le putem investi în aceste spații în care ne înghesuim acum sau ceea ce universitatea a început. Nu e chiar pe placul meu mersul ăla la Ghiroda, ca să fiu sincer, dar ideea de a construi un campus universitar de la zero, având în vedere această oportunitate extraordinară, că România nu poate cheltui 8 miliarde, vă dau un scris că nu o să poată cheltui 8 miliarde, o să rămână cu căruța, deci putem merge la Ministerul Fondurilor Europene cu un proiect de jos în sus. Vrem să construim un campus universitar. Sigur, ne mai trebuie și terenul. Dar părerea mea este că primăria Timișoarei are suficiente terenuri. Văd dincolo de Spitalul Județean o grămadă de discotecari care obțin concesiuni pentru terenuri de sport, pentru discoteci, pentru ștranduri. Ar putea primăria să ne dea și nouă vreo 4 hectare pentru a construi un campus universitar de la zero. Altfel, restul sunt povești, sunt improvizații care nu vor ține. Eu văd încercările disperate pe care le-au făcut nu ultimul director, nu actualul director, toți directorii, și eu am fost director în anii de zile la Spitalul Județean. E un spațiu în care te sufoci. Orice aduci nu face decât să complice lucrurile în le simplifică într-o parte și le complică în alta. Deci cheia a ceea ce vreți dumneavoastră e de lungă durată, cel puțin unele dintre ele, nu toate sunt de lungă durată, dar unele dintre ele sunt de lungă durată, cele mai importante, și fără a ne propune un campus universitar, nu le rezolvăm. Eu am ajuns cu oncogenul. Și repet, ar trebui să fie vreo 3-4 astfel de institute. Clujul își propune acum să construiască al treilea institut de acest gen. De ce? Pentru că, așa cum v-am mai spus, clinicienii, studenții noștri, n-au unde să facă cercetare.
Eu nu pot să primesc mai mult de... Noi suntem 65 de oameni acum în, în oncogen și din ăștia 65 sunt 15 voluntari. Hai că aș mai putea lua vreo 10, să fac 25, dar mai mult nu pot să bag, că nu există loc. Ar trebui să avem mai multe astfel de centre. Repet, Clujul este la al treilea. Pentru a face pregătirea, pentru a pregăti studenții. Și nu numai pentru a pregăti studenții, pentru a angaja cercetători profesioniști pe aceste salarii pe care le-ați văzut, care nu sunt deloc mici, și pentru a face cercetare pentru cine? Pentru cadrele didactice până când vor veni din urmă generații corect formate. Noi nu suntem corect formați. În străinătate, cadrele didactice sunt foarte bine pregătite pe linia cercetării. De altfel, nici nu intră în, în universitate până când nu-și dau un doctorat pe care îl lucrează ei cu mânuța lor foarte, foarte serios. La noi se intră fără, sărind această etapă, se mimează un doctorat care nu folosește la nimic, pentru că nu avem condiții. Nu avem. N-ai unde să-i spui, să le spui la 100 de studenți, mergeți și pipetați, mergeți și faceți cercetare. Și cercetarea se învață, trebuie să vă spun, în studenție. La mine, studenții de anul 6 care vin că vor să facă cercetare, le spun cu mare regret că e un pic cam târziu. Avem studenți de anul 1, de anul 2, de anul 3, de anul 4, de anul 5, care vin și lucrează cu noi de ani și ani de zile și la sfârșit, n-am mai prezentat-o, dar o puteți vedea pe Facebook-ul meu, pe Greta, rezidentă de cardiologie, care ia premii pe cardiologie naționale și internaționale pe bandă rulantă, pentru că din anul 2 lucrează cu noi și știe să-și facă singură majoritatea experimentelor. Nu le face toate, că lucrează la un nivel foarte ridicat. Dar ca să închei problema, aveți dreptate, le-am văzut cererile dumneavoastră, sunt îndreptățite, vă spun și acum 40 de ani tot astea erau, în linii mari, nu rezolvăm nimic decât dacă mergem și gândim la scară mare. De aceea vă spun, milioanele de la fondurile europene sunt singura soluție și sunt pe termen limitat. E acum ori niciodată. De aceea vă spun ce veți vota. Veți vota pentru următorii 40 de ani, nu pentru mâine, nu pentru un mandat de 4 ani, nu pentru un mandat de 8 ani. După 8 ani s-ar putea ca Timișoara să iasă din zona fondurilor europene, pentru că ne îndreptăm rapid spre situația Bucureștiului. Da. O întrebare complicată. Te rog. Cum vedeți rambursarea performanței academice? Noi suntem 70 de ani de tine în considerare, tot discutăm între populism, egalitarism și diferențierea performanței. Sunteți pentru performanță sau toată lumea să primească bani buni? Pentru început, noi avem o problemă. Eu îi întreb, ca și dumneavoastră, probabil la cursuri, pe studenți, domnule, ce vreți să faceți? Câți dintre voi vor să plece în străinătate? Și constat cu uimire că 70-80% ridică mâna că ar vrea să plece în străinătate. Și la curs îți dai seama, încercând să faci un dialog, care nu prea reușește. Pentru că și asta este o problemă. Noi nu încurajăm creativitatea studenților noștri. Noi nu facem cursuri și am văzut și am încercat povestea asta cu universitatea. Să facem cursuri scurte de antreprenoriat pentru studenți. Să facem tutoriat, ceea ce, repet, a spus-o domnul profesor Pătrașcu. Să-i orientăm pe colegii noștri. Eu, pentru că este atât de greu de găsit în momentul de față cadre didactice, scoatem posturi și nu vine nimeni. Și ne rugăm noi, de câte un student mai răsărit, să vină la plata cu ora, hai, că o veni, vine, stă, pleacă. Nu știu cum e în clinică, poate în clinică e mai ușor. Deci până nu vom ridica, în primul rând, așa populist, salariile pentru toată lumea la un nivel ca să-mi vină cei mai buni. După aia pot să discut de diferențiere între cei mai buni. Dar eu când îi iau pe cine apuc, ce pretenții să am la performanță? Eu știu, domn profesor, noi am discutat, aveți dreptate.
Dar până la a diferenția oamenii pe bază de performanță, sunt atât de mulți oameni care nu sunt cei mai buni. Care... Eu când am luat disciplina în 2000 de fiziologie și imunologie, mi-am propus ca în 4 ani să o fac prima la nivel național. Și am reușit. Suntem chiar cu tot departamentul, cred că suntem toți luați așa. Suntem pe departe primii la fiziologie la nivel național, că ne vedem la congrese și ne întâlnim și vedem ce comunică fiecare. La imunologie nici nu discutăm, nici nu stăm de vorbă cu nimeni la nivel național. La FISPAT, doamna profesor Danina a făcut un efort și a depășit chiar perioada dinainte a profesorului Cristescu, toată lauda. La biofizică avem o colaborare pe printare de tumori și pe patente cu Adi Neagu. Cu bioinformatica încă nu ne-am asezonat, ca să zic așa, suficient. Dar toți am încercat să fim primii, măcar primii la nivel național. Dacă asta ne-am propune toți în disciplinele noastre, măcar să fim primii la nivel național, să afle lumea de noi la București, să nu se întâmple ca în bancurile astea care le auzeam, că suntem celebri până la Jimbolia. Și la București, dacă întreb pe cineva cine e profesor la nu știu ce disciplină, ridică toți din număr și spun, habar n-aveam, nu știu cine e. La ortopedie, uite, se știe, vezi? E profesorul Poenaru. Așa am auzit eu, nu știu, pot... Da, am câteva obsesii, e adevărat. Am câteva obsesii că domnul profesor Poenaru este duhul din această universitate. Și cu tine am discutat o chestie, suntem pe cale să repetăm, cum ai zis, Terminator, reîncarnarea. Îl avem deja pe Poenaru și urmează să-l avem pe Drăgulescu. Nu, stai. Cred că am spus suficient la întrebare. Dacă mai sunt colegi în sală care doresc să adreseze întrebări. Haideți, nu stați ca studenții la cursul de imunologie. Te rog. Nu știu, nu candidez la prorector didactic. La trezorier. La trezorier. Am idei, dar nu... Sunt lucruri de micromanagement. Eu știu ce spuneți voi. Aveți pe jumătate dreptate, pe jumătate... Da, ce să zic? Sunteți condiționați de acea clasificare. Nici nu știu care e mai rău. Că sunt cursurile aiurea sau că e clasificarea aia care pune presiune pe voi și pune presiune aiurea. Pentru că, evident, și oricât am vrea noi să uniformizăm cursurile, tot nu o să fie toată lumea la fel. Într-o zi îl prindeți pe unul care e cadru didactic și vă dă note și e prost dispus și vă dă la toți note mici și vă belește clasificarea și putem să uităm de uniformizare. E subiectiv examenul și atunci aveți dreptate. Așa este. Dar eu cred că problema nu este uniformizarea, este clasificarea. Bună seara. Aș fi avut aceeași întrebare pentru cei doi candidați care astăzi au prezentat programele. Acum, cred că domnul profesor Pătrașcu poate să răspundă și în afara cadrului organizat. Îi dau voie. Întrebarea nevalabilă și pentru zilele viitoare. Universitatea este într-o simbioză absolută și veche și cunoscută și așa e toată lumea cu spitalele universitare. Și în această situație întreb care este viziunea noastră, domnule profesor, cu privire la necesitatea și sigur viitorul sprijin al Universității de Medicină pentru un institut oncologic în Timișoara. Vă mulțumesc aceeași întrebare și pentru domnul profesor Pătrașcu. Acum am să vă spun părerea mea. Noi, ca să nu fim ipocriți, ne aflăm între două alternative. Alternativa de a accepta dezvoltarea colegului nostru Șerban Negru, care a ajuns la 250 de paturi
două acceleratoare și un număr, cred că acolo sunt înregistrați jumătate din pacienții din vestul țării, dar a cărui dezvoltare, din punctul meu de vedere, se oprește aici, pentru că el s-a orientat, ca orice privat, spre zonele bine finanțate. Și astea sunt zonele bine finanțate. N-a dezvoltat chirurgie, chirurgia nu este bine finanțată și atunci pacienții se plimbă între spitalele de chirurgie și centrul OncoHelp. Eu cred sincer și îmi pare rău că poate o să-l deranjez, o să supere, mi-a fost asistent, l-am sprijinit tot timpul, dar nu cred că are forța niciun privat să dezvolte un institut oncologic. Acum în institutele oncologice se discută de protonterapie, care costă foarte, foarte mult. Și primăria pare dispusă, sau consiliul, și chiar Consiliul Județean, să plătească un astfel de instrument. Ar trebui să fie toate la un loc și, ca să fiu sincer, chestia asta cred că am mai discutat-o și cu domnul profesor Craina, aș strânge Institutul Oncologic, viitorul Institut Oncologic al Timișoarei, cumva în jurul Spitalului Județean, care are deja infrastructura. Pacientul oncologic are nevoie de chirurgie. Acolo sunt toate chirurgiile. Niciunde nu sunt mai multe chirurgii decât. Are specialități de cardiologie, are imagistică. Nu spun că Spitalul Municipal nu ar fi potrivit pentru povestea asta, dar Spitalul Municipal este atât de înghesuit, nu mai are spațiu de dezvoltare. Pentru că așa, sigur, tradițional pornise Spitalul Județean cu municipal cu problema oncologiei, dar nu mai are spațiu. Județeanul, de bine de rău, are o mulțime de spații, măcar parcarea aia uriașă peste care se poate face și jos și sus. Am discutat cu Marius problema asta. E cel mai simplu. E cel mai simplu. Altfel, sigur, ar putea să o luăm de la zero, dar tot... Există posibilitatea, dacă îmi permiteți și te rog. Și probabil că foarte puțin dintre noi știu, dintr-o hotărâre de guvern, acum 4 ani a fost aprobat Institutul Oncologic pentru Timișoara și onor autoritățile locale nu au făcut absolut nimic în acest sens. Sperăm ca domnul primar Marius Craina să facă. Vorbesc foarte serios. Ăsta este adevărul. Și, într-adevăr, se poate face un institut oncologic. Am și început în cadrul Spitalului Județean. Este prima dată când cedez spațiul din cadrul ortopediei pentru așa ceva. Nu pentru abonări sau nu știu ce. Pentru oncologie. Deci, a început și va începe și voi duce mai departe. Chestia asta când voi fi rector. Mulțumesc. Cu plăcere, domnul prorector. Domnule prorector, cu sunt de acord cu domnul prorector, pentru că județeanul mai are un avantaj. Are Institutul Oncogen, care e infrastructura. Nu există institute de cancer prestigioase în lumea asta fără cercetare. Noi avem în Timișoara un spital mare, Spitalul Județean, care cu ajutorul tuturor directorilor, indiferent de orientarea lor politică, n-a contat că a fost PSD, PNL, prieteni, dușmani, toți m-au ajutat în dezvoltarea Institutului Oncogen. Și Oncogenul este un institut suficient de mare ca să susțină, să zic așa, partea de cercetare, de prestigiu a unui spital universitar. Eu cred că n-ar trebui să existe spital universitar fără facilități de cercetare serioase, pentru că acolo sunt cadre didactice care au normă didactică, au obligații de cercetare. Cam asta este problema. Deci eu cred așa. Sigur, ar fi necesar, cum zice domnul, de la zero, colegul, de la zero un institut. Probabil că ar fi cea mai bună soluție. Dar atât de mult am frecat menta și am așteptat zeci de ani să se facă un institut oncologic, încât cred că cel mai simplu este să-l convertim un picuț numai județeanul.
sunt întrebări? Vorbești de Institutul de Stat. Da, da, da. Da, bun. Acolo e cu totul altceva. Da, așa da, este. Întrebări legate de planul de management. Hai, hai, hai. Mai dorește cineva să... Domnul rector. Specifică? Domnul decan. Acum... Eu îmi permis să vă spun pe nume, și general, și dirijor. Da. Relațiile sunt foarte apropiate, avându-se în vedere experiența, mai ales tu care o ai la nivel central, cred că un impact mai mare ar trebui ca viitorul rector al universității și universitatea să se implice mai mult în managementul spitalelor din Timișoara, pentru că sunt spitale clinice universitare. Și din păcate, implicarea și cuvântul pe care îl are universitatea nu este la ceea ce ar trebui să fie. Și nu știu dacă nu, chiar la nivel legislativ, eu cred că această conducere a unui spital clinic universitar trebuie să fie asigurată, cel puțin, nu din punct de vedere financiar, ci organizatoric și didactic și pe distanță, pe viziune, de către Universitatea de Medicină din centrul respectiv. Este foarte simplu de înțeles, pentru că atunci când ajunge ministru, am spus tot prin chestia asta, și dă tot felul de ordonanțe și legi de genul să schimbe legea spitalelor și să umble la că au voie și de ce, cu cel mai slab pregătit un rețelar față de un asistent spitale, clinice, universitar. Fără discuție. Aș interveni aici cu o întrebare pentru omul 2, relativ complicată. Lasă-mă numai o secundă. Țineți întrebarea. Vreau să spun două lucruri, care n-am apucat să le spun. Insist că cel mai important lucru în universitatea noastră este să ne simțim bine. Să nu venim la serviciu și să plecăm încărcați negativ, supărați și revin la personalul auxiliar și nu numai, și la noi, de frustrările unora și altora. Să încercăm să eliminăm și să localizăm energiile negative și poate o expertiză psihologică colectiv cu colectiv n-ar fi rea, pentru că, vă spun încă o dată, în România, maximul ce poți aștepta este să fii lăsat în pace. Dacă te mai și ajută cineva, asta este extraordinar. Deci cred că primul lucru este să fim colegi între noi și atmosfera din universitate să fie cât se poate de sănătoasă. De sănătoasă. Haideți să vă pun și întrebarea. Întrebarea în modul următor, sau de fapt e o afirmație. Legea învățământului prevede ca spitale clinice universitare să poată fi administrate, ceva de genul ăsta, de către universități. Ele pot fi conduse de o persoană manager, poate fie de o firmă sau poate de o universitate. Este modelul maghiar la acel. Credeți cândva că s-ar putea întâmpla ca de fapt, pentru spitalul județean, nu contează sau care, să treacă oarecum cel puțin administrarea sau în conducerea de către la fel de complicat ca și întrebarea. Este foarte simplu. De ce nu? Sigur că se poate. Și asta este și dorința noastră tuturor. De aceea suntem într-un oraș universitar, cu o universitate de medicină, de tradiție. Și este normal, și consider că este normal să fie sub tutela universității. Dar nu un spital, ci toate spitalele. Asta este părerea mea. Mai am o remarcă. Dacă voi reuși să ocup această funcție, vă mai fac o promisiune care este relativ simplă, ar putea să o facă și alții.
Am să merg și am să presez pe toate canalele Ministerul să termine cu ordinul prin care șefii de secție dau concurs. Este o bătaie de joc și o umilință absolută să pui un șef de secție să scrie 3.000 de pagini, să învețe 3.000 de pagini de legislație cu care n-are nicio legătură și să dea examen cu cine? Cu colegii lui, cu subalternii, cu... E o prostie. Vechea formulă în care șeful de secție și ca atare autoritatea universității era recunoscută este infinit mai bună decât porcăria cu care ne confruntăm acum, în care șefii de secție sunt cu de-a dreptul umiliți. Nu vă spun niciun secret. Șefii de secție sunt băgați într-o cămăruță, lăsați să copieze subiectele, groaznic. Gândiți-vă însă ce se întâmplă dacă șeful de secție n-ar da singur examenul și s-ar mai prezenta și vreun asistent sau vreun șef de lucrări și ar trebui să scrie ce a învățat. Eu mă îndoiesc că cineva dintre șefii de secție pot să învețe acele 3.000 de pagini de legislație aberantă. Deci asta vă promit să o fac cât de curând, cel puțin atâta timp cât avem acces la ministru și să scoată porcăria asta cu examenele la șefii de secție. Vă mulțumim frumos! Îi felicităm încă o dată pe cei doi colegi, domnul profesor Jenel Pătrașcu, domnul profesor Virgil Paulescu. Și înainte de a încheia, mâine și poi mâine, la ora 17, vor continua dezbaterile cu ceilalți doi candidați.